Rapidiștii au avut șansa să deschidă scorul încă din startul partidei, dar șuturile lui Marinkovici și Sumanariul au evidențiat pe portarul oaspeților. Dominarea sucevenilor s-a accentuat odată cu trecerea timpului, dar Marinkovici și Negru nu au reușit să deschidă scorul. Spectatorii prezenți pe stadionul Arenei aveau să vadă 3 goluri până la pauză. Marinkovici a punctat pentru 1-0 în minutul 17 după o centrare venită de la Sumanariu. Rapidiștii au continuat jocul bun, iar Negru a trimis puțin pe lângă poartă. Atacantul sugevan nu a mai ratat ținta în minutul 33, când a preluat mingea în careu și a trimis pe lângă portarul advers. Vrâncenii au redus din handicap cu 5 minute înainte de intrarea la vestiare, profitând de o neînțelegere a fundașilor Rapidului. Sugevenii și-au refăcut ecartul la jumătatea părții secunde, când Marinkovici a reușit dubla cu un lob de la marginea careului. Oaspeții au restabilit egalitatea în ultimul sfert de oră al jocului prin Gălățeanu și Duțu. Ultimul a marcat în minutul 89 după o acțiune prelungită de atac. Rapidul avea să revină la conducere după doar câteva secunde. Marinkovici a punctat pentru 4-3, trecându-și astfel în cont hat-trick-ul. Într-un alt joc al etapei, Sporting s-a impus sâmbătă cu scorul de 3-0 pe terenul celor de la Cetatea Târgu Neamț. Pentru echipa antrenată de Claudiu Sevaciuc au marcat Filip Ferrariu și Guriță.